Întrebarea aceasta: unde e Isus? Răsună de viacuri în lumea aceasta. Pun întrebarea aceasta oameni care vor să-l critice pe Isus. Pun întrebarea aceasta oameni care trec prin necazuri. Pun întrebarea aceasta oameni care îl iubesc pe Isus. Și în această seară vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte un adevăr, un adevăr al Scripturii, care ne dă dreptul să afirmăm și să zicem Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl, este astăzi la dreapta Tatălui în mărire. Și știți de ce este acolo? Pentru că prin El se țin toate lucrurile în universul acesta. Din El, prin El și pentru El sunt toate. Și acolo, la dreapta Tatălui, El mijlocește pentru oameni ca și noi. Este la dreapta Tatălui ca să ne arate în fiecare zi dragostea sa, să ne arate în fiecare zi bunătatea sa, să ne arate în fiecare zi mila sa. Și în același timp, vreau să vă aduc aminte că Isus Hristos este nu doar acolo, ci El este și aici, între noi. De altfel, înainte să se înalțe la ceruri, ne-a lăsat o promisiune extraordinară. E ultimul cuvânt al Evangheliei după Matei, în care El a zis așa: Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ați auzit cu câtă credință au cântat tinerii aceștia și au zis, știu că El nu mă va lăsa. Dragii mei, sunt bucuros că în această seară ați ales să fiți la poarta cerului. Și vă rog să mă îngăduiți față în față cu această întrebare, care este de fapt genericul întâlnirii noastre, unde e Isus Vreau să vă aduc aminte că Isus este atât de aproape de noi încât uneori nu ne dăm seama. Este mai aproape decât gândim noi. Istoria Crăciunului, istoria nașterii Mântuitorului, ne pune înainte personaje care au fost aproape de El. Și care au fost transformate prin harul lui și prin prezența lui. Să știți, cine stă aproape de Isus, n-are decât de câștigat. Și în această seară eu vreau să vă chem, pentru că El este atât de aproape de noi <coughs> și pentru că El își dorește să ne facă pe fiecare dintre noi parte din familia Lui. Aș vrea să vă chem să profităm de ocazia pe care o avem de a fi într-un loc în care Isus Hristos se coboară. Știți dumneavoastră că aici, în biserica aceasta, Isus Hristos vine de fiecare dată când ne adunăm la oaltă? Ne-a lăsat o promisiune pe paginile Sfintelor Scripturi și a zis așa, acolo unde se adună doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Poate vă va mira ce vă spun. Ne adunăm la oaltă și vorbim cu el aici. Azi dimineață, Biserica Poarta Cerului s-a adunat în locul acesta și a stat de vorbă cu Dumnezeu, cu Isus Hristos, în rugăciune. Apoi, avem un timp în care ne vorbește El prin Scriptură și prin oamenii pe care îi alege pentru asta. Prezența lui este o realitate în adunările noastre. O, de câte ori nu l-am chemat să ne vină în ajutor și ne-a venit în ajutor. Nu sunt povești ceea ce vă spunem aici. Nu cântăm lucruri ireale, ci vrem să vă aducem aminte că Isus Hristos este o realitate. L-am chemat să întindă mână de ajutor copiilor noștri și a făcut-o. Atunci când eram cuprinși de teamă, am strigat după ajutorul Lui și a venit în ajutorul nostru. Iisus Hristos este o realitate. Și aș vrea să vă chem să aruncăm o privire la istoria nașterii Mântuitorului și să înțelegem că în narațiunea aceasta a nașterii lui Iisus Hristos au fost personaje care au stat atât de aproape de El și s-au bucurat de viața lor transformată și schimbată. În timp ce au fost alții care au fost de asemenea aproape de el și care au ratat bucuria de a-l atinge pe el și de a trăi împreună cu el. Vă rog să luați în considerare fecioara Maria, când a primit vestea că va rămâne însărcinată și va naște un fiu. S-a tulburat, zice Scriptura, foarte tare, s-a întristat și s-a tulburat, n-a înțeles ce va fi cu ea, se temea că va trebui să poarte rușinea. Dar a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a făcut-o să-și întorcă privirile de la rușine spre Cel ce avea să vină să mântuiască lumea. Și ce s-a întâmplat cu Maria? S-a umplut de bucurie. Și dacă vă uitați în scriptură, a început să cânte o cântare de laudă. Pentru că atunci când cineva își întoarce privirile spre Hristos, se luminează de bucurie, așa spune Psalmul 34. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu-ți se umple fața de rușine. Iosif, logodnicul Mariei, a trăit mari dezamăgiri. Atunci când a văzut toate planurile lui ruinate și am zis, nu se mai alege nimic din planurile mele de viitor. În îngerul Domnului l-a făcut să-și întoarcă și el privirea spre Isus și a văzut în Isus pe Mântuitorul. Și știți ce spune Scriptura? Că Iosif a căpătat speranță multă și a pornit înainte hotărât să împlinească planurile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Isus Hristos schimbă vieți. Iisus Hristos schimbă situații din viața noastră. Vă rog de asemenea să vă gândiți la păstori. Păstorii aceia despre care se cântă adesea. După ce au avut vedenia aceea cu îngeri, Scriptura spune că s-au temut foarte tare, erau plini de frică. Și s-au dus plini de frică la Betleem, au găsit staulul și ezlea, au găsit pruncul în iesle după cum li se spusese și s-au întors de acolo schimbați. S-au întors plini de bucurie cântând și lăudând pe Dumnezeu. Cel ce schimbă vieți este Isus Hristos Domnul. Gândiți-vă la magi. Magii au pornit într-o călătorie ca să-L găsească pe Isus și aveau atâtea îndoieli nu știau dacă sunt pe drumul bun, nu știau dacă vor ajunge unde trebuie, aveau atâtea îndoieli. Dar după ce l-au găsit pe Isus, spune Scriptura, că s-au întors pe un alt drum plin de bucurie și ei. Am vrut să vă duc aminte că cei ce au stat lângă Isus și l-au căutat cu sinceritate s-au bucurat de vieți schimbate. Dumnezeu a lucrat în viața lor, a schimbat situațiile din viața lor, le-a schimbat în tristare, în bucurie, le-a schimbat teama, în credință. E un mare har să-L poți primi pe Hristos. E un mare har, nu e o poveste. În această seară vreau să vă aduc aminte că Iisus Hristos este aici. Am stat împreună și ne-am rugat rugăciunea Tatăl nostru. Și să știți că atunci când ne rugăm, în rugăciunile noastre se coboară Dumnezeu. El este aici și aș vrea să spun, oricine ai fi, poate ai venit dintr-o simplă curiozitate aici, poate ai venit doar să asculți niște cântece, să asculți niște colinde, însă vreau să-ți spun, aici este Isus Hristos care poate interveni în viața ta și poate schimba în mod radical viața ta. Însă, El nu o face în mod forțat, trebuie să vrei tu asta. Vedeți, au fost în istoria aceasta a nașterii Mântuitorului personaje care au fost de asemenea atât de aproape de Isus și totuși au ratat întâlnirea cu El. Vă rog să vă gândiți la hangiul acela, la poarta căruia a bătut Iosif și Maria, care trebuia să nască. Nu l-a primit, pentru că atenția lui, a hangiului, focusul lui era îndreptat spre câștig, îi era casa plină, cum putea să-i mai facă loc și familiei acesteia sărace? Cum putea să-i facă loc lui Isus? L-a ținut afară. Și hangiul acela, chiar dacă a fost atât de aproape de Isus, l -a pierdut. -se l-a pierdut. Uitându-se la bogăția lumii acesteia, dar uitând și scăpând din vedere Că lângă el era cel ce putea să-l îmbogățească pentru vecii vecilor. Vă rog să vă gândiți la musafirii de la Han. Erau acolo, au văzut pe Iosif și pe Maria care căutau loc de găzduire. Și fiecare dintre ei se gândea cu bucurie la confortul pe care îl are ar în camera lui de la Han. Dar niciunul n-a vrut să cedeze locul pentru Maria ca să nască pruncul. A fost atât de aproape, dar au iubit mai mult confortul decât pe Dumnezeu și decât prezența lui Isus. Și au ratat întâlnirea cu Isus. Vă rog să vă gândiți la Irod, care își iubea tronul, se iubea pe sine însuși așa de mult încât era vai atât de aproape de Isus. De la reședința lui Irod și până la Betlehem erau câțiva kilometri. Nu era distanță mare. Asta și-a întrebat și el unde e Iisus? Și au spus cărturarii vremii, au spus, în Betleem, acolo trebuie să se nască. Dar Irod se temea de Iisus, credea că Iisus a venit să ia, să ia tronul. Însă Iisus n-a venit să ia de la nimeni nimic decât eventual păcatele noastre, e tot ce ia el de la oameni. Păcatele, dacă vrem să-i le dăm, ca să le ierte și să ne curățească și să ne sfințească. Și bietul Irod, atât de aproape de Iisus a ratat întâlnirea cu el. Vă rog să vă gândiți la cărturarii aceia care se desfătau uitându-se în cărți. Știau așa de bine unde avea să se nască Hristosul. Erau și ei atât de aproape de Hristos. Dar au ratat și ei întâlnirea cu Hristos. Pentru că ei voiau doar o desfătare intelectuală și atâta tot. Nu s-au dus să-L cunoscă pe El personal. S-au mulțumit să știe despre El. Dar n-au vrut să-L cunoscă în mod personal. Dragul meu, în această seară zic iarăși, aici, în Biserica Porta Cerului, unde suntem adunați la oaltă, unde s-au cântat și se cântă cântece atât de frumoase, aici, împreună cu noi, prin Duhul Sfânt, este Isus. Unde e Isus? Mărturisesc cu bucurie ridicând mâna sus, este chiar aici, în seara aceasta. Și în seara aceasta, eu vreau să închei predica, dar vreau să închei rugându-mă lui Iisus Hristos, care ne ascultă rugăciunea. M-am mai rugat lui astăzi și sunt sigur că m-a ascultat. Mă rog de ani de zile, uitați-vă, am încărunțit de când mă tot rog lui Dumnezeu și îmi trăiesc viața cu el. L-ați ascultat pe bunicul care era aici întrebat de nepoată, dar el este chiar și în inima ta? Și a răspuns, da. Ei bine, mărturisesc și eu, El este și în inima mea. Și cei care știți că în inima voastră este Hristos, ridicați cu mine o mână sus. Slăvit să fie Domnul! Aceasta este o mărturie a faptului că Isus Hristos vine să locuiască în viețile unor oameni ca și noi. Ei bine, eu închei predica din această seară, închei cuvântul meu și vreau să mă rog lui Dumnezeu, dar în eventualitatea că aici sunt persoane care încă nu l-au pe Isus în viața lor și în inima lor. Aș vrea să mă rog lui Dumnezeu pentru ei. Vreau să vă chem să ne ridicăm pentru rugăciune. Și îndrăznesc, înainte de a mă ruga, să întreb dacă este cineva care încă nu l-a chemat pe Hristos să locuiască în El și în viața Lui. Pentru că vreau să vă spun eu un beneficiu extraordinar să locuiască Hristos în tine, să străiești fiecare zi cu El, să umbli în fiecare zi cu El, să știi că L-ai alături în necaz și în bucurii. Și apoi să știi că la capătul vieții acesteia cu El de mână vei păși în patria cerească unde e fericirea veșnică. E un lucru mare. Dragii mei, în rugăciunea aceasta m-aș bucura să pot să mă rog pentru oameni care ar vrea și ei să-L aibă pe Hristos. De aceea, dacă îl vrei și tu în inima ta pe Hristos și vrei să mă rog pentru tine, arată-mi doar lucrul acesta printr-o mână ridicată și apoi poți să-L lași jos. Să știu pentru cine mă rog. Domnul să vă binecuvânteze! Domnul să vă binecuvânteze! Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă! Domnul să vă binecuvânteze, Domnișoară! Domnul să vă binecuvânteze! Tatăl nostru, care ești în ceruri, stăm cu smerenie înaintea ta și îți mulțumim din toată inima că ne-l-ai dat pe Domnul Isus Hristos ca pe un dar, ca să vină, să se nască pe pământul acesta, să trăiască pe pământul acesta, să sufere pe pământul acesta în locul nostru să sufere moartea și pedeapsa pentru păcatele noastre, să moară pentru noi și pentru a noastră mântuire, l-ai dat apoi să învieze și astăzi stă la dreapta Tatălui în mărire. Îți mulțumim pentru Isus Hristos. Însă, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Ție care prin Duhul Sfânt ești prezent aici, ne adresăm în aceste momente și te rugăm, uită-te cu îndurare spre aceia care își doresc să vii să locuiești în viața lor, să vii să fii cu ei, să le fii ajutor și sprijin, să le ierți păcatele și să le fii mântuitor. Uită-te spre cei ce au ridicat o mână sus, Doamne, apucă mâna lor în mâna Ta și ajută-i, Doamne, să umble cu Tine în toate zilele vieții lor să trăiască cu Tine, să trăiască pentru Tine. Dă-le harul să se poată ruga ție în fiecare zi. Vorbește-le prin Sfânta Scriptură în fiecare zi, Doamne. Ajută-i să caute locul de închinare, ori de câte ori au posibilitatea să facă asta. Și te rog, Doamne, ajută-i să trăiască o viață de credință. fă parte din familia Ta, Doamne, și pregătește-le pregătește locaș în cerul Tău preasfânt. Îți mulțumesc pentru lucrarea pe care ai făcut-o în această seară în inimile noastre. Îți mulțumesc pentru că ai fost la lucru între noi. Îți mulțumim că ai înălțat sufletele noastre prin cântare, în locurile cerești. Te binecuvântăm, Doamne, și te rugăm ajută-ne să-ți rămânem credincioși, să trăim cu Tine în fiecare zi a vieții noastre. Amin.